Fosta educatoare de grădiniță care anul trecut în luna martie și-a ucis fetița de numai patru ani a fost condamnată definitiv de Curtea de Apel Timișoara. Magistrații au decis să mărească pedeapsa dată de colegilor de la Tribunalul Timiș. La finele lunii decembrie, judecătorii Tribunalului au condamnat-o pe femeie la 12 ani de închisoare pentru omor asupra unui membru de familie și plata unor despăgubiri de 60.000 de euro către fostul soț care solicitase inițial o sumă mult mai mare. Procurorii au atacat decizia la Curtea de Apel considerând pedeapsa prea mic. Că fosta educatoare a contestat-o și ea, considerând-o prea mare. În fața instanței, marți, mama criminală și-a recunoscut din nou fapta și și-a cerut iertare, fără să mai dea alte declarații în timpul audierii de către judecătorii de la Curtea de Apel. Sentința a rămas în pronunțare până astăzi, când magistrații au stabilit ca fosta educatoare să i spășească 18 ani și 8 luni de închisoare cu executare și au menținut decizia ca aceasta să-i plătească cei 60.000 de euro fostului soț drept despăgubiri. Femeia în vârstă de 38 de ani se află în arest preventiv în încă din luna martie 2018, fiind încarcerat în penitenciarul Arad. Teribila crimă s-a petrecut în seara zilei de 13 martie 2018. Femeia și-a omorât fetița de numai patru ani, înnecând-o în vana din baia locuinței sale, după ce în prealabil a încercat să-i taie venele. Apoi a sunat la 112 și și-a mărturisit crima, nu înainte de a înghiți ierbicid, sperând să-și curme zilele, însă medicii au salvat-o.